Vești bune pentru romașcanii care sunt amatori de saună. Administrația locală a anunțat că lucrările de realizare a unei saune în incinta bazinului de Înot de lângă sala polivalentă s-au încheiat. Miercuri 30 martie, consilierii locali au aprobat și cine are acces la saună și în ce condiții. Există și o limită de vârstă pentru accesul la acest serviciu. Acest regulament are o modificare prin faptul că, așa cum am promis, că voi construi o saună la acest bazin, am finalizat lucrările. Lucrările s-au făcut cu forțe proprii de echipele primăriei. Sauna a fost finalizată pentru că este în incinta acestui bazin. Trebuie și această componentă de divertisment prinsă în regulament. Prin regulament, noi am propus ca ea să poată fi folosită numai în programul de divertisment, de recreere. Pentru că trebuie să nu pot să intre copiii mici la saună, nu știi dacă rezistă, la programul de Înot și instruire nu este folosit, la programul de divertisment persoanele care vin și se bucură de această facilitate din municipiul Roman, iată că au în plus încă un serviciu. Astfel, cei care doresc să facă saună în complexul administrat de municipalitate trebuie să știe că accesul se va putea face doar în intervalul orar în care programul de la bazinul de Înot este dedicat divertismentului și nu și când se desfășoară lecțiile de Înot. Acest serviciu este fără costuri, este în cadrul acelorași bani care se dau acolo, dar la programul divertisment și ar trebui să-l prindem la regulament. De aceea l-am supus modificarea regulamentului și introducerea lui și trecerea prin Consiliu. Vă mulțumesc! Astfel, accesul la saună se face pe baza biletului de intrare eliberat la casieria bazei sportive după următorul program. De luni până vineri, între orele 19 și 21, iar sâmbătă și duminica de la 17 la 21. Atenție, pentru că beneficiarii serviciilor de saună sunt doar persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.